revenit, perfect, Simona. Bine v-am regăsit. Simona, ne-am întâlnit și zilele trecute, știi că ne ești foarte dragă, vrem să dansăm, să învățăm. Daria este eleva ta? Da. Ai 13 ani? Da. Mulți înainte. Și mulțumesc. De cât timp de faci cursurile de dans? De 5 ani? Iar Simona e profesora ta? Da. Astăzi sper că elevul își depășește profesorul. Astăzi vreau să câștige. Nu, are pentru că nu mă lași. Am zis, nu. Okay, uite, Daria nu vrea oricum să o lași să câștige, pentru că noi dăm notele. Adică da. Eu, Ciucă și Mihai Petre, care e pe canapea acolo. Mihai Petre după 3 luni la vas lui. Se vede asemănarea. Iartă-mă, după 3 luni la Balotești. Plantă, avem două boluri. Iar practic participantele noastre pot să tragă câte un bilețel. Dansează, da? Am da. Pregătit 5 piese pentru fiecare. Și notele, da? Fiecare dansează singur. Da. Nu va okay. prima oară să facem coreografia noastră frumoasă. Aveți coreografia da. Voastră frumoasă? Am pregătit ceva pentru tine special aici. Și apoi începem competiția? Și apoi începem competiția. Ok, perfect, da. Hai să vedem. Oameni buni, facem încălzirea. Simona Mereu și Daria. Haideți să vedem. Maestre, muzica. Ești gata. Păi ce piesă? I-am trimis piesa. Alexandre. Alexandra! Păi aveam concurs. Care? Zice piesă. Yeah. Noi avem piesele noastre de concurs. Mai avem piesele de piesa da, 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 da. Piesa ta nu știu unde. Se numește Corni de la Rema. Ok. Fii atent. Hai să facem în felul următor. Facem concursul acum să nu pierdem timp și la final avem piesa voastră. Vrei așa? Da. Hai. Perfect. Haide să vedem. Tu prima. Cine? Prima? Fiecare trage Simona. Câte un bilețel. Simona. Ia să vedem ce se întâmplă. Ce piesa? Cine începe Cinci. Mai întâi? Cine începe? Daria începe. Daria. Bun. Daria, vezi că noi dăm note plată de nota secretă, doi. Da? 1. Piesa 1, Daria. Piesa 1 de la Daria. Oameni buni, puteți să începeți și dumneavoastră cursurile de dans acasă, în sufragerie, nu contează. Important e să fiți pregătiți. Sau dacă sunt oameni care se uită acum la noi, dacă sunt, de exemplu, la un salon de înfrumusețare. Poate pot să dea oamenii drumul la televizor tare, că saloanele de înfrumusețare funcționează, nu? Exact. Și să înceapă oamenii să danseze, fie că sunt doamnele cu vopseaua în cap, fie că sunt la manicură, la pedicură, la ceva, la masaj. Sau filmulețe pe WhatsApp. Cum? Și ne pot trimite poze. Ah, exact, puteți să ne trimiteți filmulețe dacă dumneavoastră la locul de muncă dansați sau acasă. Acum să vezi doamnele la coafor cu vopseaua în cap sau la masaj, pac, pac. A? Chiar sunt curios să vedem. Hai să vedem ce primim. Perfect, prima, Daria, dansează! 3, 2, 1... Hai, Daria, dansează! Gata. Băi, deci să știți că pe lângă Daria s-a încins și Analesco, nu că nu era încins de obicei, dar a simțit muzica imediat. Dăm note? Notele după ce dansează și Simona sau dăm acum? Păi... Nu o să mai țineți minte. Acum, mă, hai, dăm acum. Da, okay. Eu aș dau, noi dăm notele direct, așa, vizibil, nu? Exact. Dau eu primul. Eu îi dau 10 și vreau să-mi justific nota. Mie mi-a plăcut pe lângă figurile de dans atitudinea pe care a avut-o așa, pe chip. Adică ai văzut cum a avut pe față așa cum dansea. Adică asta e piesă pentru mine. Pac, pac, atitudine 10. Eu dau 9. Tu dai 9 plantă, tu ai nota secretă. Îți zic și de ce, la început a avut o ezitare și nu... Deci ne-am făcut plantă zi, juriul nostru. Haide să trecem și aici. Deci Daria, din partea noastră, Daria, perfect, 10, 9 și nota secretă de la plantă. Simona, hai să vedem. Ia să Cătălin. Vedem. Tot de la Han? Așa? Păi nu, tu ai piesa a 5-a intras. Da, stai un pic, că trebuie să zic ceva. Mi-a dat Robert Tudor mesaj și a zis să întrebăm pe Analesco de unde și-a luat rochia pentru că vrea să-i cumpere soției lui. Oh, wow. Interesant. Păi i-a zis mă mai devreme, de la Clara Rotescu sau de la ceva. Clara Rotescu. Auzi, magic. Nu? Perfect. Haide, și haide acum să piesa... Ia să vedem ce cade. 2, 3, 5 și... Plante din perioada ta. Ooh,
Dăm notele, Ciucă. Hai, dă-ți tu primul notă. Gata, de data asta. Băi, 10. 10. Ai 10? Fost senzațional. 10? 10. Atunci eu îi dau 9. 9. Planta are nota secretă. Nu, e secretă. Nu te uita. Stai mă să spun de ce am dat 9. Zi. Pentru că aș fi vrut, fii atent, vorbesc exact la Mihai Petre, da? Zi. Aș fi vrut să aibă mai multă explozie pe dans. Aș fi vrut pur și simplu să simt mult mai apăsați pașii aș de dans. Aș putea să contrazic. Gata, mi s-a părut că a avut o foarte mare explozie. Voi pe mine m-ai uimit, m-ai convins. Adică, de vorbesc. Nu schimba nota. 9. Ciucă 10, plantă nota secretă. Suntem la egalitate, cred. Plantă, dar tu notează-ți notele secrete, le-ai notat? Da. Da, mi le-am notat, le-am notat și pe ale voastre. Puțin cam indecis. Hai, Daria, hai, trage bilețel. Hai, următorul bilețel, Daria. Ia să vedem. Sunt 3 dueluri, atât. 2. Și 1. Hai. Pușii. Cât ai avut, Daria? 2. Numărul 2. Pam, 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 gata. Daria, sper că și cei de acasă dansează. Toată treci în scaunul juratului că dau drumul la piesă. Hai. Mama a scris așa frumos, se vede că școala asta online m-a distrus puțin în perioada asta. Hai, Daria. Start. Let's get it on. Oh! Mamă, bravo, nota bravo, 10 de la bravo, mine, Daria. 10 a avut mișcările de pe vremea noastră 10. La un moment dat. Și să știi că era să te descalific când am crezut că se face aceeași mișcare cum a făcut mai devreme. Dar nu, mă, de 10 e pe care. Planta, ai dat nota secretă? De la mine e nota asta. Ce notă e? De la mine e nota asta. Ne place. Perfect, nota secretă. Eu am 1. Sper că și cei de acasă dansează. Deci Daria, 10 pe linie. Cel puțin la mine și la Ciucă, la plantă, yes. Nu știm, dar el e destul de imprevizibil. Dar tu de când dansezi? De 5 ani? Da. Mamă, dar ești senzațional. Trebuie să pui pe dansul ca să-i vezi adevărat. Păi acum depinde cum e fi norocul cu bilețelele. Hai! 2. Ești pregătă? Simona, hai, al doilea duel. Și... Notele, Ciucă? O să fiu un pic mai dur de data asta. Dar poți să-și argumentezi? Da. De rog. 8. De ce? Nu. A avut... a greșit câțiva pași, sincer. Eu știu dansul ăsta foarte bine. Așa? Și nu, ar trebui să mai exersez stilul ăsta. Vezi că e diferit dansul ăsta la 5 dimineața când îl faci tu față de cum e. A, da? Da, da. Adică pașii cred că ăștia-s corect, nu e la 5 dimineața pe care îi faci tu. Păi eu dansul ăla de la 5 dimineața îl consider corect, deci de asta am dat-o. 8. Ăla-i reperul. Eu îi dau 10 pentru că mi-am imaginat dansul la Simona mereu undeva pe o plajă, yes. Cu palmieri, cu tot. Am avut altă viziune. Iartă-mă, Ciucă. Planta, ai dat nota? Da. Să vedem 10, cum e la 5 dimineața. Și plantă. Ultimul duel. Haide, mai luați câte un bilețel și vedem cine câștigă trofeul de cea mai tare dansatoare astăzi. Profesoara sau eleva? 3. Daria, 3. 3. Eram pe el. Parcă deci mie îmi place la Daria și uite, le spune celor de acasă, uite un pic așa la fața ei, să vezi atitudine, să vezi așa... Da, chiar are. Încredere, tată, încredere multă. Hai să vedem! Haide! Así.
Clar 10. 10. Nu se poate, nu. Mamă, Daria, ești senzațională pe cuvânt. Bravo, Daria, bravo. Băi, ești... Bravo. Cum, ai cont de Instagram? Da. Cum e? Daria.floricel. Scrie-mă, dă follow. E Floricica dansatoare. Dar am și eu nota de dat. Lasă-ne plantă puțin, că ne deranjez. Deci, Daria... Punct? Floricel. Floricel? E cont privat. Floricel, păi trebuie să ne dai accept, mă gata. Mă mai gândesc. Mamă, gata, urmărește. Daria, punct Floricel pe Instagram, trimite-ți mesaje pentru că a dansat senzațional. Poate ne dai cu ignor, să vezi după aia ce mai chemăm. Ne luăm notele 10, înapoi. 10 plantă. Și Simona... Ce? 1. Ce? 1, numărul 1. Trebuie să fii în forță. Numărul 1. Nu știu să zic. Ești pregătită? Simona, hai. Bine, Simona! Nota? Cătă din nota mea este 9. Zic și de ce. Avem de vorbit. Cred că a și avut ghinion la melodii. Nu s-a atât de provocat. Din partea mea are tot 10, mă. 10. Bravo. Să știi că Ciucă e foarte exigent, trebuie să-l ierti. Trebuie să vorbim. 10. 10. Lesco, să știi că 10 și pentru tine am urmărit și dansurile tale. Au fost impecabile. Mulțumesc, mulțumesc. Deci 10 de la mine, 9 de la Ciucă. Plantă, hai și tu cu notele secrete. Și acum notele decisive ale lui Plantă. Da, imediat vin să... Păi ia-ți carnetelul ce ai notat. Vorbim în pauză. Hai. Daria, la primul dans, 10, Simona, 10. Cred că doar 10. Doilea, da, 10. 10 și 10, am înțeles. 10. De unde știi? Că știu. Hai, nu schimba. 10. De ce te-ai mai uitat? Îmi plăcea că te-ai uitat pe ce și-a notat. Păi, da, mi-am notat. Da, da, uitați. Dar stai, uite, aici ai pus totul. Le-am notat pe aici pe ale voastre, da, am notat absolut tot. Deci tu ai dat 10 pe linie, bravo, mă. Băi, mi-a plăcut totul, ce vrei. Deci, practic, se vede cu ochiul liber, câștigătoarea duelului este nimeni alta decât Daria, 13 ani. Daria.floricel pe Instagram. Și ea este prima care mănâncă de la Ana Lesco, nu dușul ăsta. Sau... A la dușchie. A la dușchie asta. Plantă-te, mai căutăm noi la ediția a doua. Bine, vin eu, până atunci îmi văd... Te mai căutăm noi la ediția a doua. Daria, mai povestește-ne un pic, în ce clasă ești? A șasea. În clasa a șasea? Da. Și de unde până unde pasiunea pentru dans? Haide să luăm un loc aici. Haide, Simona, și tu. Când era mai mică, fratele meu voia să facă dansuri. Și eu voiam să fac tot ce voia el să facă. El e mai mare? Da, are 16 ani. Și atunci vedeai că el dansează, vrei să faci și tu dansuri? Nu, el nu s-a apucat și m-am apucat eu înainte lui. Nu cred. Și acasă dansezi mult? Da. Senzațional. La școală dansezi? Da, mai îmi opresc camera, microfonul. Acum, la temele online, nu? Mai oprești camera, microfonul și mai dansezi. Acum eu cred că Simona, de fapt, are cea mai mare satisfacție, pentru că ea, ca profesoară, ce a făcut? A pierdut în fața elevei pregătite de ea. Asta e visul meu, să știi, visul meu, să ajung, să antrenez copii care ajung mai buni ca mine. Dar e foarte talentată, Daria. Așa sunt și ceilalți copii? Da, da. Și ai mulți? Avem 11 în trup acum. Gata, mă, de intră, mă, că mă înscriu la cursul ăsta de online. Pe la el Simona nu-l primim. Cum? Pe el nu-l primim, pe Cipă nu-l primim. Talent. Acum recunoști. Bine. Păi, de fapt, el cred că a vrut să fie mai drastic ca să poată să... Să ne ambiționeze. Da, exact, să-l ambiționeze. Deci, Simona, felicitări. Dar Ciucă, să știi, cred că a avut pretenții mai mari de la profesoară de asta. Am înțeles, bine. Cum ți-a fost în perioada asta, Daria? Mai bine, da? Mai greu. Ți-e dor de la școală? Da. Ți-e dor să mergi să te întâlnești cu colegii? Normal. Eu nu cred că e dor de școală, minte, doar așa ca să dea bine pe sticlă, știi ce zic? Că... Nu mi-e dor de ore, mi-e dor de colegi. Ah, okay, de colegi. Okay, okay. Ești foarte talentată, felicitări. Mulțumesc. Să nu te dai bătută. Și părerea mea că ar fi păcat să nu participi și la România au talent. Așa este, dă-i. Pentru că ești senzațională. Da. Ana, ai gătit? Da. Hai, putem să le servim... Dar tu ești acel gen de om care nu are răbdare sau cum? Ca să știu, nu? Așa mereu. Ana, e gata? Eu Ana, am ai răbdare, gătit? Timpul, Ana, s-a întâmplat. Faci urât la foame? Face?
face urât la foame? Urât de tot la foame. Face, da. Of, Doamne, trebuie să mă grăbesc în cazul ăsta. Haide, capul meu. Dacă nu, trebuie să-mi iau suplimentul alimentar. M-am avut norocul ăsta să întâlnesc bărbații care fac foarte urât la foame. Ia spune-mi, de ce ai tu nevoie? Aș vrea să le servim pe cele două capioane și tu să ne cânti ceva. Am și pregătit platoașul acolo, fetelor? Și mergem acolo? Daria, eu n-am voie. A, păi stai să le aduc platoașul. Uite, fetelor. Nu poți să goști. Deci acesta este platoașul făcut de Ana Alescu, oameni buni. Aceasta este rețeta, se numește... Așa, a, la dușchia, la dușchia, la dușchia. La dușchia, la dușchia, da? A, la dușchia. A, la dușchia. Așadar, fetelor, vă rog frumos să serviți. Sunteți campioane. Tacâmurile le avem și aici, dacă vreți. Felicitări din toată inima.